O nouă rundă de proteste masive în Israel, după ce ministrul israelian al apărării a fost demis. Acesta a cerut guvernului să oprească temporară revizuirea sistemului judiciar. Mii de israelieni au ieșit din nou în stradă. Noul val de manifestații violente vine la scurt timp după ce premierul Benjamin Netanyahu a decis să-l demită pe ministrul apărării. Fostul oficial a propus guvernului să renunțe temporar la revizuirea sistemului judiciar pentru a ajunge la un compromis cu opoziția. Noua reformă ar urma să crească puterea aleșilor față de cea a magistraților. Mai mult, opozanții actualului guvern se tem că democrația din Israel va urma să fie pusă la încercare. În semn de protest față de demisia ministrului apărării, consulul israelian de la New York, Asaf Zamir, a demisionat și renunță la sprijinul pe care l-a arătat față de actuala guvernare.